De ani de zile, Ovidiu Silaghi, fost ministru al transporturilor, este arătat cu degetul de Maramureșeni pentru că aeroportul Baia Mare a pierdut finanțarea pentru un proiect de modernizare și extindere tocmai în mandatul său. S-a afirmat la vremea respectivă chiar faptul că fondurile ce trebuiau să ajungă în județul nostru pentru acest obiectiv au fost direcționate spre aeroportul Satu Mare, pentru că Silaghi este din Satu Mare. Vicepreședintele Aldea a negat însă implicarea sa și la ultima întâlnire cu presa băimăreană de săptămâna trecută. N-am avut nicio contribuție la această întârziere a lucrărilor pentru aeroportul Baia Mare. Dosarul aeroportului Baia Mare nu era complet, deci nu exista de fapt. Era doar un număr de înregistrare când am ajuns eu la minister. Pe un număr de înregistrare, datorită unei bune relații între cineva cu altcineva, pe un număr de înregistrare nu poți aloca fonduri. Acum, oricine care a lucrat cu bugete știe că un număr de înregistrare nu e aducător de fonduri, ci proiectul în sine. Poziția sa a fost susținută și de Cornelia Negruț, parlamentar la acea vreme. În 2013, împreună cu Mircea Dolha, în calitatea noastră de deputați, având această problemă cu aeroportul, l-am rugat pe domnul Ovidiu Silaghi să ne susțină și să vedem ce probleme există. Și, într-adevăr, dosarul era gol. Nu exista niciun studiu. La data respectivă, fosta conducere a aeroportului n-a fost, se pare, deloc interesată pentru a folosi sau măcar pentru a construi, pentru că la noi era vorba de pistă și banii care erau alocați prin acele fonduri europene pentru Baia Mare se refereau strict la pistă, noi având aeroportul, pe când la Satu Mare, că exista și această variantă, Satu Mare a luat banii de la Baia Mare. Nu este așa. Cei doi spun că fosta conducere a aeroportului este de vină pentru pierderea proiectului și evident a finanțării lucrărilor de la obiectivul amintit.